Vreau să citesc un singur verset din Psalmul 93, ultimul verset din psalmul acesta. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Amin. Să ocupăm locurile. Am văzut în Vechiul Testament că ori de câte ori poporul lui Dumnezeu se întorcea la Domnul, avea loc o trezire spirituală sau îl căutau pe Dumnezeu pentru o pocăință națională, prin acele solemn assembly, adunări solemne, prin care se pocăia tot poporul. Puneau saci și cenușă și îl căutau pe Dumnezeu. Știți ce făceau înaintea unei asemenea întâlniri cu Domnul? Se sfințeau. Moise îi spune Dumnezeu, du-te și sfințește poporul pentru că am să cobor pe muntele Sinai la ei. Orice întâlnire cu Dumnezeu se lăsa cu a te sfinți. Dacă ne uităm atent ce făceau evreii când se sfințeau, se spălau uneori de mai multe ori, își schimbau hainele, le pădeau podoabele, care de cele mai multe ori erau în semnele unor religii păgâne sau unor zei pe care le purtau, renunțau la podoabe, renunțau la relațiile care li se părea lor că sunt păcătoase și erau păcătoase, se rețineau chiar de la relațiile intime de familie câteva zile pentru ca să fie sfinți la întâlnirea aceea care aveau cu Dumnezeu. Ei bine, în seara aceasta aș vrea să vorbesc în continuare despre acest subiect al sfințeniei și în special despre sfințenia noastră personală și hai să vedem ce se întâmplă cu biserica în general în legătură cu sfințenia. Dacă puteți să puneți PowerPoint-ul, așa, sfințenia bisericii. Iată ce spunea Spurgeon, cu cât biserica crește în sfințenie, îi crește proporțional puterea mărturiei lui Hristos în societate. Cu cât lipsește, aș putea spune invers, sfințenia dintr-o biserică, ea este tot mai puțin relevantă ca mărturia lui Hristos în societatea respectivă. O aude tot mai puțină lume. Tot mai puțină lume o bagă în seamă. Sfințenia bisericii joacă un rol absolut covârșitor în a duce mesajul lui Hristos în societate. Haideți să vedem ce se întâmplă cu biserica creștină de astăzi vis-a-vis de chemarea aceasta să fim sfinți, pentru că sfințenia trebuie să fie podoaba casei lui Dumnezeu, cum spunea psalmistul în Psalmul 93, versetul 5. Este un verset care trecem cu foarte mare ușurință peste el și uneori îl înțelegem foarte trunchiat. Îl înțelegem că de fapt ar trebui să avem grijă cum ne purtăm numai în casa lui Dumnezeu și că locul ăsta ar fi sfânt și țin minte o întâmplare foarte interesantă. Am pus odată unui bărbat o întrebare foarte grea. E adevărat ce am auzit despre tine și prietenii tăi? Nu vreau să reproduc aici pentru că era un lucru foarte mizerabil. Și spre surprinderea mea a zis, da, recunosc că așa este, zice, pentru că mă întrebați aici în biserică. Dacă m-ați întrebat afară, nu recunoșteam. Wow! Deci, locul acela era sfânt. Biserica era loc sfânt și aici nu putea să mintă, nu? Că era în biserică. Dar dacă ieșea dincolo de ușă, n-avea probleme să nege lucrul acela. Bine, sfințenia casei lui Dumnezeu suntem noi, pentru că noi suntem casa lui Dumnezeu. Nu clădirea aceasta, nu zidurile acestea. Așa de ușor, de-a lungul istoriei, am trecut de la oamenii care alcătuiesc biserica adevărată, trupul lui Hristos, la clădirea care îi adăpostește pe oamenii aceia. Acum, ar trebui să existe respect și pentru clădirile care sunt dedicate special lui Dumnezeu. Dar noi suntem cei care sfințim locul. Nu locul ne sfințește pe noi. Oamenii sfințesc locul și nu locul îi sfințește pe oameni. Haideți să ne uităm la biserica creștină de astăzi să vedem ce se întâmplă cu ea. Numărul 1, biserica de astăzi a îmbrățișat corectitudinea politică și a abandonat pe cea biblică.
Se pare că prioritar astăzi, în creștinismul american unde noi trăim, e mai importantă corectitudinea politică decât corectitudinea biblică. Nu ne mai punem întrebarea, oare este biblic să-i căsătorim pe homosexual sau nu, ci punem întrebarea, care este trendul, care este politica, care este viziunea conducătorilor noștri și ne acordăm mai degrabă corectitudinii politice decât corectitudinii biblice. Biserica astăzi a abandonat corectitudinea biblică. În al doilea rând, biserica a acceptat legile țării și a respins pe cele ale lui Dumnezeu. Gândiți-vă în America, legea care a scos rugăciunea afară din școli. Creștinii americani au zis, ok, legea, love the land, it's holy, este sfântă. Pentru că așa cum spunea avocatul Harry Mihetz, niște bătrâni îmbrăcați în haine negre de acolo de la Washington, pe care nu i-a ales nimeni, hotărăsc ce e bine și ce este rău în țara asta. Și dacă ei au zis că așa trebuie, americanii ca niște, nu vreau să folosesc cuvinte urâte, au acceptat în loc să iasă în stradă și să spună rugăciunea aparține în școli, pentru că școli au fost în biserică prima dată. Copiii care nu învață să se roage, nu se învețe să se poarte bine în societate. Dar biserica a acceptat legea țării și a respins pe cea a Domnului. Biserica a acceptat divorțul și astăzi rata divorțului între cei creștini și necreștini este egal aproape. Astăzi tot mai mulți creștini acceptă avortul și votează cu candidați care promit să-l țină în vigoare, să-l țină liber. Este îngrozitor. Când avem de ales între legea omului și legea lui Dumnezeu, cei mai mulți astăzi din creștinii de astăzi aleg legea oamenilor și o sacrifică pe cea a lui Dumnezeu. Kim Davis, provocată de judecători, a spus, dacă dumneavoastră mă forțați să aleg, să ascult de legea voastră sau de legea lui Dumnezeu, eu am o singură variantă, puneți-mi cătușele. Simplu. Când a pus cătușele, ofițerul ăla i-a spus cu lacrimi în ochi, deci singurul om liber pe care eu îl încătușez astăzi. Ai curaj, nu o să se întâmple nimic. Când am intrat în pușcărie, spunea aia, toată pușcăria era în picioare. În zilele când am trăit la pușcărie, am trăit mai bine ca oricând, spunea aia. Mi-au dat de mâncare, m-au îmbrăcat. În viața mea n-a fost așa de liber și tratat așa de bine. De cine? De închiși. Și niciodată n-a fost așa de liberă ca în pușcăria aia. Oamenii astăzi aleg să asculte de legile oamenilor și sacrifică legea lui Dumnezeu. Biserica de astăzi tace și nu zice nimic și nu e atitudine la corupția forțată a copiilor noștri în școli. Am citit un articol recent ce s-a întâmplat în Canada, care are acum o experiență de 10 ani de când au legalizat căsătoriile homosexuale. 10 ani, ăștia au deja vechime. Și cineva a studiat ce s-a întâmplat în societate în acești 10 ani datorită acelei legi. S-a întâmplat ceva lucru îngrozitor. Zice, până și cursurile de matematici, de aritmetică, cărțile de aritmetică a copiilor sunt infestate cu homosexuali. Fac aritmetică cu ăștia. Totul este infestat de doctrină homosexuală. Nu mai există drept de cuvânt. Orice spui este judecat hate speech. Am păgubit în toate domeniile, spune, am pierdut libertatea cuvântului, am pierdut libertatea personală. Biserica nu zice nimic când rugăciunea a fost scoasă afară din școală, nu zice nimic când copiii sunt educați sexual din primele clase. De a-ți vedea și a-ți citi manualele acelea de la clasa a treia și a patra, ce cuvinte trebuie să audă fetița aceea inocentă în manualul lor, veți fi absolut îngroziți.
Nădăjduiesc că românii sunt mai activi decât noi și se vor ridica împotriva acestor lucruri îngrozitoare care pătrund și în România acum. Biserica tace când copiii sunt încurajați să accepte homosexualismul. Biserica tace când în toaletele fetelor pot să intre bărbați travestiți astăzi care se declară femei. Biserica tace când copiii sunt expuși islamului și altor religii păgâne și copiii sunt duși și învățați cei cinci stâlpi ai islamului și puși să se roage și să rostească rugăciune de predare a lui Allah și a lui Mahomed. Nimeni nu zice nimic de chestiile astea. Biserica nu face nimic împotriva pornografiei care invadează tânăra generație pe telefoanele care dumneavoastră le dați, le cumpărați cu bani grei, pe laptopuri și pe iPad-uri și pe tot ce vreți. Biserica nu zice nimic de chestiile astea. Biserica nu ia atitudine. În al patrulea rând, biserica a cedat presiunilor propagandei homosexuale astăzi. A acceptat redefinirea căsătoriei și denominații mari din America. Deja până nu s-a dat legea de la Washington, i-au acceptat pe homosexuali. Cred că John Wesley se învârte în mormânt când aude că United Methodist Church, care este una dintre cele mai liberale din America, culmea, biserica ce a vrut să răspândească sfințenia până la marginile pământului. Asta era lozinca lor. Mergem să răspândim sfințenia lui Dumnezeu până la marginile pământului. Biserica asta îi căsătorește. O biserică mare baptistă recent, din Bible Belt, așa, nu numai că e acceptat, dar acum îi ordinează ca și păstori în bisericile lor. Nu mai zice nimic când creștinilor li se ia copiii și le sunt dați familiilor de homosexuali. Ce s-a întâmplat în Europa? Ce se întâmplă în Europa acum? Biserica a cedat în fața acestei presiuni. Biserica a îmbrățișat multiculturalismul, globalismul, pluralismul, comunismul, dacă vreți, în numele toleranței, acceptării diversității. Am acceptat orice sincretism religios posibil. Predicăm crislamul, nu? Creștinism și islam împreună, Allah și Dumnezeu sunt tot una. La mari biserici, mega church sunt invitați imami musulmani, pastori evanghelici semnează scrisori prin care declară că Hristos și Mahomed a fost cam tot una. Este absolut înspăimântător ce se întâmplă. Astăzi asistăm la o islamizare forțată a lumii și biserica nu zice nimic. Ne uităm și mutăm canalul când vedem zeci și mii de creștini omorâți de militanții musulmani. Aproape că ne deranjează imaginile alea, nu? Obama primește 10.000 de musulmani și 56 de creștini din 56 de creștini. Nu, numai atâția erau. Nu mai spune. De aceștia sunt cei mai persecutați în Siria și în toate teritoriile unde sunt ISIS. Creștinii omorâți, decapitați. Fetele vândute ca și sclave sexuale pentru soldații islamului. Și biserica nu zice nimic, nu iese în stradă. Nu mai simțim deloc cu tragedia asta care se întâmplă în jurul nostru. Biserica a renunțat la standardele de sfințenie, adoptând pe cele ale societății. Nu mai condamnă sexul înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei. N-are nimic de spus despre indecența modei promovate de Hollywood, absolut deloc. Nu mai spune nimic împotriva violenței și a pornografiei din mass media de astăzi. Nu mai zice nimic. Pentru că am renunțat la standardele lui Dumnezeu și l-am luat pe alea ale Hollywoodului. Biserica a îmbrățișat o nouă formă de nicolaism. Nu? Nouă formă de nicolaism.
Știți că Nicolae, care a fost unul dintre diaconii ordinați de biserica din Ierusalim, prima biserică, a promovat libertate totală, liber în Hristos. Nu avem nicio lege, nicio regulă. Și astăzi nu mai contează cum trăiești. Ești copilul lui Dumnezeu, nu te mai poate dezmoșteni Dumnezeu. Dacă ești al lui, nu te mai poate șterge de pe numele lui. Atâtea teologii aberante a produs biserica pe tema aceasta. Este ceva îngrozitor. Eternal security sună foarte intelectual. Dar unii spun așa, nu mai poți să-ți pierzi mântuirea de azi în mere și când vine Domnul la răpire o să fie creștini foarte triști. O să ia Domnul din brațele prostituatelor și o să le fie cam rușine. O să ia din șanțurile unde sunt morți de beți și o să fie puțin jenați la răpire. Dar nu mai spune. Ne-a modificat teologiile și am îmbrățișat un nicolaism extrem de periculos a bisericii de astăzi. Vreau să vă spun că la influențele astea ale bisericii din epoca în care noi trăim, se adaugă o serie de greșeli pe care noi le facem ca biserici etnice, ca biserici românești, dacă vreți. Greșeala numărul 1, ne-am concentrat pe expresia exterioară a sfințeniei. Noi vrem să arătăm sfinți și nu contează cum suntem noi pe dinăuntru. Am ajuns experți în sfințenie exterioară. Și uitați-vă ce s-a întâmplat de-a lungul anilor cu Biserica Pentecostală. Sunt generații care lipsesc din Biserica Pentecostală, că i-am dat afară că nu se tundeau cum trebuie, purtau ceas, domnule, purtau cravată, asta a fost o nenorocire mare de tot, cravata. Acum cred că ne dau afară că nu purtăm cravată. Ne-am concentrat pe sfințenia exterioară. În Oradea, de exemplu, la începutul Bisericii Pentecostale, nu aveai voie să umbli cu tramvaiul, că te mândrești dacă umbli cu tramvaiul. Trebuie să umbli pe jos, domnule, ca apostolii, nu? Apoi, bieții frați își cumpărau niște sandale de gumă care sclipeau în primele 3 zile. Nu? Zice, umblau cu haine sclipitoare, lucruri sclipitoare. Și gumele alea, ca așa le spuneau, erau cele mai ieftine încălțăminte posibile de pe vremea aia. N-aveau voie să le poarte pentru că sclipeau. E, dacă ar fi arătat pline de noroi sau ceva, atunci mai arăta, era mai umilint, mai pocăiesc, nu? A fost cazuri în care biserici era păcat să te speli. Dacă te dădeai cu deodorant, iadul era tău. Trebuia să miroși așa, natural. Oh, wow. Ne-am fixat pe sfințenia exterioară, pe sfințenia exterioară. Ne-am îmbrăcat într-un anumit mod. Și apoi de aici derivă imediat a doua mare gafă, mare greșeală, am ignorat sfințenia bărbaților și ne-am concentrat pe cea a femeilor. Astea erau firești, domnule, din tot timpul. Nu, apoi, pe astea să se îmbrace, le-am măsurat fustele, părul, să te ferească Domnul să fi dat cu ceva vopsele pe undeva. Aici în America, recent, mi-a spus unul ce a pățit când nevastă sa n-a mai găsit o ojă de aia transparentă, cum trebuia după regulile bisericii, și a fost puțin colorată și au prins-o, domnule. Au prins-o. E? Ce știu, o fi smuls unghiile sau nu ce-au făcut, dar fariseismul ăsta este în stare să facă chestii incredibile, incredibile. Și cu astea am avut treabă, domnule. Să fie învelite, să fie îmbrăcate și cu ochii pe ele și predicele au devenit împotriva femeilor. Și am ascultat predici despre fuste, despre batecuri, despre tot ce vrei în lumea asta. Pentru că ne-am concentrat pe sfințenia femeilor și n-am auzit deloc predici, domnule, despre sfințenia bărbaților, că ăștia se nășteau sfinți. Sfinți de numai.
că până și răutatea lor, așa, și ura din inima lor era pentru sfințenie Domnului, pentru păstrarea, wow, pentru binele bisericii. Nu mai spune. Am restrâns sfințenia la localul bisericii. Și nu mai contează cum suntem afară. Dacă e aici la biserică, restul fiecare cum îl ajută Domnul. Și să te ferească Domnul să nu întâlnești pe Doamna la cumpărături undeva. Că-ți vine să vezi câte stele sunt pe cer, să nu te uiți, nu? La soare te puteai uita, dar la dânsa ba. Am dreptate sau nu am, nu? Unele se îmbracă în afara bisericii așa de aproximativ. Spunea cineva că acum la actrițele astea de la Hollywood ar trebui să dea premii nu la aia pentru costume, ci la dermatologi, la aia care se grijesc de piele, cum arată pielea. Din nou, pentru că în mintea noastră biserica este sfântă și afară poți să trăiești cum vrei. Trăim în acest dualism care nu poate să n-aibă repercursiune asupra noastră. Apoi, ne-am fixat standarde pe care nu le-am respectat. Tot noi care le-am fixat, nu le-am mai respectat. În biserica asta nu intră domnișor cu domnișoare de onoare, ținându-se de mână, păcat de moarte. Okay? Până când? Până să mărită fata noastră. Nu? Toate regulile au sărit în aer atunci. Nu? N-ați auzit poveștile astea. Nu? Până să însoare copilul meu. Toate regulile le-am aruncat în aer. Nu? Când eu m-am căsătorit, am vrut să fac nunta la Pâncota, la părinți. Aveau un basement, un subsol la casă foarte mare, a fost o cramă pe vremuri. Era o încăpere așa boltită din piatră și ar fi încăput vreo 400 de oameni acolo. Și am muncit săracul meu toată vara, am curățat-o, am zugrăvit-o, să o fac ca sală de nuntă, nu? Vara, în iulie, să fie răcoare, și a fost ceva fantastic, nu? M-am dus la pastorul din comună, care mi-a spus foarte clar, bă frate, eu știu că voi ăștia din Bihor sunteți mai lumești, zice, ăia poartă voal, miresele. Zice, dacă îndrăznești să vină mireasa mea tale cu voal, zice, eu stau și trag voalul jos de pe cap. Și am zis, frate, chiar ești în stare să faci chestia asta? Sigur că da, zice. Atunci și eu sunt în stare să-ți trag vreo două palme cât te atingi de mireasa mea, nu? Și decât să ne batem, mai bine ne despărțim acum. De acolo mi se trage că l-am amenințat pe un păstor, pe un păstor că îi dau două palme. Nu? Cred că ar fi fost foarte justificat dacă se atingea de mireasa mea, nu? Să o apăr. Asta era geabul oricărui bărbat să o apere, nu? Și n-am mai făcut, domnule, nunta acolo, m-am dus la Oradea și a făcut într-un cor din ala afară, pe care tot eu l-am construit vreo două săptămâni, tot pe ploaie, nu? Și n-am uitat niciodată că cineva voia regulă, regula lui. Și eu vreau să strig regula aia. Știți că nu se mai ține regula aia în biserica aia de multă vreme. Și o fi măritat el vreo fată sau vreo nepoată, păstorul ăla, și o s-a desfințat regula. Am cerut apoi sfințenie unor oameni nenăscuți din nou. Am vrut să-i împachetăm să arate sfinți și ei nu erau, că dacă ar fi fost sfinți, se împachetau ei singuri, nu? Se îmbrăcau ei singuri cum trebuie. Pentru că un copil al lui Dumnezeu știe decență, știe bun simț, știe să respecte pe ceilalți. Nu sfidează comunitatea prin cine știe ce lucruri exagerate. Un om născut din Dumnezeu știe să se îmbrace, știe să se poarte, știe să vorbească. Știți care sunt consecințele lipsei de sfințenie din biserica de astăzi?
Dispare diferența dintre biserică și lume. Standardele morale sunt la fel. Biserica este lumească, lumea e bisericească, bisericoasă. Duhul Sfânt și darurile Lui dispar din biserică, pentru că unde lemnul stă într-un vas sfânt. Și asistăm la unul dintre cele mai bizare lucruri, bisericele pentecostale, care vorbesc tot timpul despre darurile Duhului Sfânt, pe care nu le mai văd în biserică, nu există în biserică, în practică sunt cesaționiști. Îmi spunea un prieten de-a meu, zice, mă, Petre, că sunt disperat pur și simplu. Zice, tineri, tinere familie din biserica noastră, după ce stau câțiva ani în biserică, zice, se duc la o biserică carismatică din vecini. Și am zis, știi de ce? Simplu. Tu predici tot timpul despre darurile Duhului Sfânt, aia se duc acolo și le văd și acolo rămân. Nu, la noi nu le mai văd. Porumbelul Duhului Sfânt nu stă în cotețul găinilor. Simplu. Dacă noi suntem templul Duhului Sfânt, el stă într-un templu curat. Cum nu mai este curat, pleacă. Nu mai este acolo. El pleacă din biserica aceea lipsită de sfințenie. Apoi, altă consecință extraordinară. Și cred că lucrul acesta e foarte dureros. Predomină manifestările faptelor firii pământești în asemenea biserici lipsite de sfințenie și nu roada Duhului. Dacă vă uitați la faptele firii pământești din Galateni 5, veți găsi imediat un lucru uimitor. Că asta e o ceapă, cum zicea cineva, aici e o ceapă. Când tai o ceapă în două, pe margine sunt frunzele alea groase. La mijloc sunt frunzele alea mai subțiri și alea mai dulci, nu? Așa. Dacă vă uitați la faptele firii pământești, la mijloc sunt certurile de partide, zavistiile, mâniile, toate astea, care în bisericile noastre sunt instrumentul de lucru, nu? În politica bisericească. Așa, la alegeri, luptăm unul împotriva celuilalt, ne facem partide, îl bârfim pe ăla, îl săpăm pe ăla, la... Dar zice Pavel că ăștia care mănâncă ceapa asta, toți merg în iad. Toți. Indiferent cât tot ceapă e, și la mijloc și la exterior. Tot faptele firii pământești. În bisericile unde lipsește sfințenia, predomină faptele firii pământești și nu roada Duhului. Henry Mihets povestea că atunci când l-a apărat pe directorul ăla de școală care s-a rugat la o masă, la școală. Poate vă aduceți aminte cazul acela. A fost dat în tribunal un principal la unei școli care la o masă a școlii s-a rugat la masă și a fost dat în tribunal. Și omul, bietul om, s-a apărat și a spus că Duhul Sfânt l-a îndemnat la asta. Și ăia de la ACLU, zice, culmea, aveau sediu pe 666 Broadway Street. 666 Calea Largă. Wow, super! Adresă perfectă, știm bine cine locuiește acolo la adresa aia. Judecătoarea a zis, domnule, explică-ne ce înseamnă asta că Duhul Sfânt l-a pus pe ăsta să facă așa ceva. Explică-ne și noi să înțelegem, că nu înțelegem. Zice, Harry Mihets, m-am gândit să le... Eram pregătit să le țin o lecție așa despre libertatea și Constituția. Fărgărăt. Și mi-a venit un verset din Biblie. Am deschis Biblia la roada Duhului și am citit. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragoste, bunătate și mai departe. Și judecătoarea avea ochi așa că cepele se uita la mine. Ce și am citit în la sfârșit. Și împotriva acestor lucruri nu este lege. Asta a dezarmat-o dintr-o dată. A dezarmat-o dintr-o dată pe judecătoare. Și l-a iertat pe ăsta și s-a încheiat cazul. Și împotriva acestor lucruri nu există lege. Tu nu poți să dai lege să nu fie ăsta bun. Nu? Asta e. Duhul Sfânt produce roada asta.
E bine, într-o biserică lipsită de sfințenie predomină faptele firii pământești și nu roada Duhului. Al patrulea rând, biserica și-a pierdut mărturia în societate. Oamenii nu mai primesc Evanghelia de la o biserică lipsită de sfințenie. Biserica și-a pierdut autoritatea morală în societate. Hai să fim serioși. Se poate duce la domnul Ponta, care a plagiat, nu? Unul dintre păstorii noștri să-l tragă de ureche după ce el și-a luat titlurile academice pe ușa din spate fără să meargă la școală? Se poate sau să nu se poate? Nu se poate, sigur că da. Putem să mai facem? Nu mai putem să o facem. Pentru că ne-am mâncat creditul, ne-am mâncat autoritatea morală, ne-am distrus-o prin lipsă de sfințenie. Tânăra generație părăsește biserica părinților lor. Probabil atrasă de libertatea noilor nicolaiți, nu? Libertatea totală în Domnul, sau poate din pricina fariseismului pe care îl vede la noi, vorbim despre ceva care nu mai avem. Și să duc acolo unde găsesc ceea ce noi nu mai avem. Noi nu mai vorbim despre ceea ce nu practicăm. Și ultima consecință, crește numărul fariseilor și a legaliștilor. O definiție extraordinară pe care am găsit-o: care este diferența dintre un fariseu, sau un legalist, dacă vreți, un fariseu, și un om sfânt, un neprihănit? Un fariseu este întotdeauna îngăduitor cu el însuși și intransigent cu alții. Intransigent cu alții. Pe când un sfânt este îngăduitor cu ceilalți și este intransigent cu el însuși. Simplu de tot. Haideți să vedem câteva dintre piedicile. Iată un citat excelent. Trebuie să fim sfinți. Pentru că aceasta este singura dovadă că avem o credință mântuitoare în Domnul nostru Iisus Hristos. Este un must, nu putem fi altfel. Eu aș îndrăzni să spun că nu pot exista creștini decât sfinți. În momentul ce nu mai suntem sfinți, nu mai suntem creștini. Haideți să vedem câteva dintre piedicile în calea sfințeniei de care noi ne lovim. Poate cea mai mare piedică în calea sfințeniei este păcatul. În mod clar, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 11, 24-25. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Exemplul lui Moise. Moise a preferat sfințenia poporului lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. În Isaia 59, versetul 1-3, cuvântul Domnului spune: nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechile lui prea tare ca să audă. Și nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge și degetele de nelegiuiri. Buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. Când biserica, când creștinul este lipsit de sfințenie și se lasă condus de păcat, Dumnezeu este împotrivă și Dumnezeu nu-i mai răspunde la rugăciuni. O a doua piedică este lumea. Ea este o continuă piedică în calea sfințeniei creștinului de astăzi. În 1 Ioan 2, 15-17, cuvântul pe care l-am auzit de atâtea ori: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea și dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșina vieții acesteia, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
Intervine aici Iacov 4:4, care spune: Suflete preacurvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu putem să le împăcăm pe cele două. În al treilea rând, presiunea societății în care noi trăim este o piedică în calea sfințenii noastre. În Matei 7, versetele 13 la 14, Domnul Iisus spunea: Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Modul larg, libertatea totală, nu? Tu ești propriul tău stăpân, tu hotărăști ce este bine și ce este rău. Este foarte ispititoare o asemenea filozofie, nu-i așa? Mai ales pentru tânărul de astăzi. Și calea largă e grozavă, merge multe lume pe ea, nu ești de unul singur, nu-i așa? Ai companie. Spre ați merge cu o companie mare, domnule. Cu fanfară cu tot mergi spre iad. Dar îngustă este calea, strâmtă este poarta. Este o luptă să fii sfânt, nu? Și presiune pe care o face societatea asupra noastră este o piedică în calea sfințeniei. Poftele cărnii ne stau permanent în calea sfințeniei noastre. În 1 Corinteni 6, 9 la 10, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici cei bețivi, nici defăimătorii, hărăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă, câți termeni sunt aici, curvari, preacurvari, malahi, sodomiți, tot se referă la păcatul sodomei din ziua de astăzi. Mai este o piedică foarte mare în calea sfințeniei și aici ar vrea să accentuez în seara aceasta și poate că dacă am putea învăța ceva din treaba asta. Apatia și indiferența ne sabotează sfințenia noastră, mai ales nouă bărbaților. Când am studiat despre sfințenia bărbaților, am înțeles că bărbații, fiind left-brainers, nu? De mult bănuiau nevestele noastre că numai cu jumătate de cap gândim noi. Dar așa este, bărbații au hotărât, se pare de vreme în adolescență, să-și folosească partea stângă, majoritatea partea stângă a creierului. Și școala ne-a învățat așa, ne-a învățat să analizăm, să suspectăm, să punem întrebări, să analizăm, să calculăm, nu-i așa? Dacă lucrul ăsta e foarte bun la business, la credință nu-i bun deloc. Și atunci bărbatul creștin vine la biserică și imediat mintea lui, care e logică, chipurile, găsește motivații logice să nu se roage, să vină târziu la biserică sau să nu vină deloc, să nu dea bani la biserică, să nu meargă în misiune, să nu se implice. Și am dezvoltat așa un fel de cinism al bărbaților, nu? Știți că bărbaților le place să stea pe ultimele bănci din biserică întotdeauna acolo și să fie în siguranță, de acolo să vadă tot, nu? Să analizeze. Nu fac nicio referință la aia care v-ați spus din greșeală în ultima bancă în seara. Dar este în spiritul nostru să ne punem așa. Interesant, femeile se simt în siguranță mai degrabă în primele bănci decât în ultimele bănci. Pentru că ele vor intimitate, vor relații. Bărbații nu, ei nu se bagă, ei ultimii, ei acționează dacă e bine sau nu e bine, tot timpul socotez, tot timpul. Și cinismul ăsta care îl dezvoltă bărbații se transformă în apatie și nu-i mai urnești cu nimic. Nu mai îi urnești cu nimic de pe băncile bisericii. Și asta este lipsă de sfințenie a bărbaților. Nu este spiritualitate,
ce este lipsă de spiritualitate, este lipsă de sfințenie. Și atunci nevasta tot trage de el, hai mă la rugăciune, hai mă să mai citim și noi un psalm, hai să ne rugăm bărbate. Dar asta are rațiunile lui mari, domnule, nu se încurcă cu treburi muierești, nu? Și culmea, bărbații care sunt preoții, puși de Dumnezeu în familie, au cel mai puțin chef de religie. Popii ăștia au cel mai puțin chef de religie. Au mai mult nevestele lor care trebuie să asculte de popa, de preot. Apatia care dezvoltă cinismul bărbatului de astăzi, care nu se implică. Bineînțeles, ultimul care vor în a șaselea rând sunt prieteniile rele, care ne împiedică de la sfințenie. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei, spune cuvântul Domnului. Ce să mai spun, zice, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Sunt o serie de versete din Biblie care ne atrag atenția, watch out, ce prieteni ai, cu cine te duci la dinner, cu cine te întâlnești. Pentru că foarte repede acești prieteni te duc departe, departe de adevăr. O spun acum aici că poate se aude și în altă parte, cunosc comunități de români, se adună familiile la o altă seară și fain, se simt bine, dar după ce bea o cafea două, joacă poker. Joacă poker. Oh, nu, pe nasturi, numai pe nasturi joacă și pe așa, nu? Nu, dar nu pe sume mari de bani. It's a matter of time când o să joci poker la Las Vegas. Și o să joci casa de pe nevastă ta și de pe copii. Okay? It's a matter of time. Și ceea ce mă doare sufletul e că acestea sunt familii creștine care se adună la oaltă. Nu? Petrec timpul. Cred că se roagă înainte de poker, sigur că da, se roagă să câștige. Băieții mei s-au îmbrăcat ninja într-o dimineață la ora 4, s-au dus la un vecin să fure numerele noastre de mașini. Am văzut mașina lui ăsta și nu o înregistra, domnule. Umbla cu numerele mele și deja aveam vreo 1000 și ceva de dolari amenzi, veneau pe numele meu, nu știam ce să fac. Tot îi spuneam, mă, înscrieți mașina. Aiurea. Dacă erau pe numele meu amenzile, putea omul să facă câte vrea. Atunci băieții mei au vrut să rezolve problema, s-au îmbrăcat ninja și au plecat la furat, au lăsat de seară deschisă ușa de la garaj, au intrat înăuntru cu șurubelnițele și au furat numerele de la mașină și au venit acasă. Zice, să vezi, tate, zice, cât de-am rugat. În timp ce furau, nu? Zice, uite așa umbla șurubelnița, zice, nu reușeam. Se rugau să nu-i prindă, nu? Erau sfinți băieții, copii de pastor, nu? Am spus aceste lucruri pentru că dacă vrem o trezire spirituală în biserica aceasta, ea va începe în momentul în care vom începe să ne sfințim. În momentul în care vom învăța să renunțăm la lucrurile alea care știm bine că nu plac Domnului. Când ne vom uita în oglindă și vom auzi fraza aceea, dacă nu vrei să vinzi ceva, nu fă reclamă, nu? Dacă vom ține întotdeauna cont de ceilalți, când ne vom începe să ne sfințim, se va apropia Domnul de noi și ne va cerceta din nou. Pentru că nu este altă cale. Nu putem să așteptăm alte rezultate când mergem înaintea Domnului fără sfințenie. Singura modalitate care atrage prezența lui Dumnezeu este sfințenia bisericii sale. Și poate că lucrul ăsta trebuie să înceapă de pe genunchi, din cămăruța noastră a fiecăruia.
Iată ce spunea un mare om al rugăciunii, un om al lui Dumnezeu: nicăieri nu vom putea cunoaște sfințenia lui Dumnezeu și să ajungem sub influența și puterea ei, decât în cămăruța rugăciunii. Niciun om nu va face progrese în sfințenie dacă nu va sta adesea singur cu Dumnezeu. Vă doresc să fiți sfinți și încercați să fiți sfinți săptămâna asta în toată purtarea dumneavoastră, în vorbire, în purtare, în comportament, în atitudine. Și mă rog Domnului ca pe cei ordinați astăzi Domnul să-i sfințească tot mai mult. Și să nu uite că la această nouă altitudine pe care a ridicat Domnul, au nevoie de nouă atitudine. Și atitudinea nu poate să fie decât a unui om care îl caute pe Domnul și se apropie de El. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne ajute să ne sfințim, să ne apropiem de El, să recurgem din nou la lucrurile acelea care știm că au lucrat altădată în viața noastră. Postul, rugăciunea, modestia, blândețea, bunătatea, spiritul de sacrificiu, dărlicia, lucrurile acelea care au lucrat altădată în viața noastră, să ne ajute Domnul să le reluăm din nou și să le practicăm, să ne rugăm.